proiect care să accelereze judecata. Parafrazând zicerea biblică, lungi și încurcate sunt căile justiției, nu degeaba se spune sala pașilor pierduți și am adăuga noi timpul pierdut și nervilor tociți. Cam aceasta este, cu exagerările de rigoare, imaginea cetățeanului despre instituția unde se împarte dreptatea. În acest context, Ministerul Justiției a anunțat recent că are în pregătire un proiect legislativ vizând simplificarea procedurilor pentru ca procesele să dureze mai puțin. De asemenea, se speră că mult discutatele și disputatele coduri vor conduce la un pas înainte sub aspectul simplificării procedurilor și implicit a termenului rezonabil și previzibil în procesul civil, dar și penal. Ar fi vorba așadar, ne-a precizat judecătorul Constantin Florescu, președintele Tribunalului Buzău, despre un proiect de lege care să accelereze judecata și care să fie aplicat până la adoptarea codurilor, deci să se intervină pe aceste proceduri simplificând, spre exemplu, regulile privind citarea părților, astfel încât procesele să dureze mai puțin. Obiectivul este simplificarea proceselor și totodată să fie rezolvată problema sesizărilor la CEDO, cu mențiunea că niciuna dintre soluțiile pronunțate de către magistrații buzoieni nu a stat la baza vreunei chemări în judecata statului român pe motiv de termen rezonabil. Celeritatea judecării cauzelor a constituit un obiectiv principal în fiecare an pentru judecătorii buzoieni. Fiecare cetățean are dreptul să se judece într-un termen cât mai scurt din momentul în care solicită instanței de judecată respectarea unui drept. În dreptul comunitar european, celeritatea este cunoscută cel mai mult în media prin așa numitul termen rezonabil de soluționare a cauzelor. După cum se poate observa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu spune exact ce înseamnă termenul rezonabil. Înseamnă un termen care se calculează în funcție de mai mulți factori. Termenul rezonabil se calculează în funcție de poziția și atitudinea părților în proces, de durata procedurilor, de atitudinea statului privind procedurile, precum și de atitudinea părților. De menționat că, potrivit unei statistici la nivel național, România are un procent mai mare de cauze pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului dacă se face o comparație cu alte state membre ale Uniunii Europene și că țara noastră ocupă locul 4 în topul condamnărilor la CEDO după Turcia, Rusia și Ucraina. Explicații există și ar ține de fluctuațiile legislative și numărul lui mare de procese și condițiilor în care se desfășoară procesul în țara noastră, rezultând un grad mare de încărcare pe judecător. În județul Buzău, instanțele au judecat anul trecut 98% din cauze într-un termen sub un an de zile. Această cerință a fost realizată datorită activității pe care fiecare judecător a acordat-o fiecărui dosar, dar și comportamentului și bunei credințe a părților implicate în cauze și a avocaților care au pledat în fiecare dosar.